Auzi, mami, ce-am pățit în Ungaria. Fii atentă, mamă. Eu nici nu știu dacă le-am mai povestit-o asta la oameni, dar ție nu ți-am povestit-o. Ce vrei să mă faci acum? Auzi, mami. Mă sună americanul în Ungaria. Nelson, hai repede la hotel. Cum îi zice la hotelul ăla? Munca Saloda. Acolo, mama, unde era, peste drum McDonald's-ul. Știi hotelul ăla? În cartierul 10. Unde era? Păi da, mă, adică tu te dătăți, mamă. Hai, dar zice până aici că e o combinație. Și mă duc, aveam încredere în americanul, mami. Și mă duc acolo și îl văd pe americanul meu. De vorbă cu două muieri. Una urâtă, mami, de gândire că era melodia aia sanatore, sanatore, de știam că mama moare. Și arată faină ca melodia arată. Tu ești zâna din povești, te-aș ruga să nu mă amăgești. Îți dai seama, mami, ce diferență era între ele două. Pa, mie povestește acum. Nu, eu sunt numai la oameni. Vă dați seama, băi, oameni, ce diferență era. Și când ajung acolo, îmi spune americanul, bosule, uite, fetele astea au fost păcălite de niște băieți care le-au promis că le duce dincolo și le-au luat și banii și le-au lăsat și amanet. Da? Tu, fetelor, ce ați pățit? Uitați, am venit din, nu zic partea țării de unde, că știu orașul și orașul de unde, am venit din România, printr-o cunoștință, și cineva ne-a făcut pașapoarte unguresc să trecem dincolo și ne-a luat banii și ne-a dat țapă. Că pașapoartele care le-au făcut, oamenii erau decedați, femeile erau decedate. Și vă dați seama, la prima actele la control, au zis, dar voi când ați înviat și le-au depistat. Și zic, cum de v-o da drumul? Și cazate la hotel și n-ați avut bani. Și vorbesc cu recepționerul și îmi spune că garda le-a cazat acolo. Și-am zis, mă, aici ceva nu e în regulă. Cred că trebuie să prindă făptașul. Și cum eu nu-s vinovat, eu nu vreau să pica făptașul. Și-am vorbit cu ele, mami, Nico a arătat la televizor iară cum cade meteoriță. Meteoritul misterios din peșteră. Și când am văzut-o pe aia pe zâna din povești, ce frumoasă ești, mami... Mă, povestește la oameni, nu mie. Când am văzut-o, mami, am zis, pe asta, săraca, trebuie să o bombardez. Cum? Că aia sanatoare, sanatoare, nu se lăsa de ea. Ha, ha, ha. Trebuie să intru în aplicație ca și cum să intram de pe Apple. Dar eu atunci intram de pe creier. Și ce aplicație mai originală decât adevărul, că tot am încercat și am sucit și am învârtit și mi-am dat seama că ele două nu se despart, nu mai mărnică el ne despărțâche. Uitați la aia!
zâna din povești, Monica Columbeanu. Tata, Monica Columbeanu. Nu mai descriu că hâț. Aia arată. Păi o grăsuță, mă, cu părul vâlvoi în cap, crezi atâta, avea capul ca Bob Marley. Ia să ia. Răscată. Ia. Și trebuia să aplic planul corect. Adică corectitudine. Și am zis așa. Tu, auziți aici. A zis că acasă nu vreți să mereți că vă bache bărbații ca să cheltui banii și ghinalea și familia. Fiți atente, nu mă pot duce cu amândouă la persoana aia că ăla nu face documente la femei urâche. Că întotdeauna femeile urâche au picat. Zic, adică eu purtam ghinion. Fii atentă, vii numai tu zâna din povești cu mine și vă face pentru amândouă. Îi spui că asta e în România și că îl trimiți. Măi, cumva, după vreo 3 ore de muncă de lămurire, o pus botul și am luat-o. În mașina mea, bineînțeles, Ford Sierra. Pasăre albastră, motor de 2.7, benzină zvâr. Unde o duce tata? Direct la hotel și urcăm sus. O să zic, dar ce facem la hotel? Iar nu știa ungurește. O măr tata la recepție. Eți soba. Auziți la cum să zice în ungurește la cameră, soba. A luat o cameră. O zis, ce facem la hotel? Zic, hai că acolo vine ca să facă. Măi, oameni, măi. Și urcuiam sus, mă. Vedeam eu că ochii fuge de mine. Ei fuge pe mine ochii de numai. Și mie mi-a alunecat pe ea, de sus până jos și înapoi de jos până sus. Ale șolduri, ale cur, ale țâță, ale cur. Ca pe Costa din Azur. Bot, perfect. Mai și când descuia în cameră, mami, asta e odinaia, cum se zice, epitaf din ăla, cum zică ea la televizor. Când descuia în cameră, mai stau și povestesc și așa iată mă apropii de ea, hâț, și au zis, și tot insuflam, povesteam și ne uitam la poză, Iorgu, dacă-s bine, și lângă ea, cum îi țineam pozele, suflam și gudurem pe la ureche. Și mă uitam pe mâna ei, cum se ridică păruța pe nedrept în sus. Asta-i epitaf, mamă, trebuie luat ca atare. Mai oameni, mai ni baștan. Și-o vedeam mai după cum suflamă și cum se ridica țapenile pe ea, părul țapenii sus. O vedeam că e excitată. Și am împins-o numai așa încet în pași și m-am întins. Zic, auzi aici, ți le fac gratis, nu trebuie nici 5 bani. Vine omul și eu îi plătesc de la mine. Vă duce cu mașină în țări străine. Dacă vreți, mi-ți trimite, dacă nu, nu. Dăm trup și nu-mi trebuie nimic. Nu pot. Nu pot să mă cer bărbatul. Că-s maritată și am și o fătuță mică. Câți ani are fătuța? 3. Jumate vârstă lucoios. Mai oameni, măi, în căldurile alea eram încănit. Eram încănit. Bine că nu iau cu jaca. Dar îmi pun toate ștăurile. Toate marafeturile. Toate pogacile le pun în aplicare. Și uitați, mai mâncau așa. Cum hâț, acolo în pat, cumva am dezbrăcat-o și am dat-o.
Ce să... Băi, oameni mei, că eram prea înfocat, prea la... În 2-3 minute am fost gata. Mami, ce mă faci de mâncare astăzi? Mama! Bot! Eu uitați odată și povestește. Ce faci de mâncare? Nu mai mă nimic. Asta e epitaf, mamă, să nu trebuie luat în ca atare, că brăzeală. Ce-au zis, băi? Baie nu era în cameră, era baie comună. Trebuia să merg să ăsta, să facă duș. Nu puteam să o las singură. M-am dus și eu. Și Nicu luăm de pe patul cearceafurile și le punem pe noi. Strâng portofelul, tătătă ce-am pun buzunare, mi le iau și iau portofica cu mine, în duș cu mine. Acolo hoții intrau și ieșeau. Deschideau ușile la urgență. Și dai drumul în baie. În baia comună, e pe hol. Măi, o baie din Grecie și pe jos și pe păreți. De unde mâncava că s-o duș? Mii, iar ce gândiți voi? Femeia neexecutată, că bărbatul, am zis că în țară, dar nu era în Italia, că mereau la bărbații lor. Bărbatul e de vreo 2 ani în Italia, vă dați seama, nioșcă, alună. Mm? Și în baie iară, miau, 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 dușuli și săpuni și am pus mă ăsta și iară zvâr și fiți atenți. Măi, a lichit-o cu tot trupul de păreche, de gresie și de la spate, am zis, cambrează-te ca pe cai, găuț pe spate, cambrat, îți. Și eu, și nu plângea săraca, plângea mami. Eu, mă, mie povestești din astea. No. Dar nu tu, bolândă, că... Nu, taci din gruși, povestea știți. Nu mai faci mâncare astăzi. Da, îți faci ce-ți oră pe tine. Păi da, măti, mamă, că tu nu mă mai iubești astăzi de Sfântul Valentine, dai. Băi, oameni măi, nu plângea aia, mă. Tu de ce plângi tu? Că așa mult îmi iubesc bărbatul. Că pentru el fac tăte astea. Mă, oameni, măi, la un moment dat mi-a fost așa, mai că să nu ăsta. Înțelegeți? Tu nu mai plânge că mi se moaie. Că nu-i vina ta, eu te cred. Că nu-i vina ta. Nu ce stai să-mi revin un pic, nu ce să-mi mut gândul de pe parte pe alta. Măi, fraților, mă. Și într-adevăr s-a mutat gândul de pe parte pe alta. Așa suspina, mă, și așa făcea fix ca în filmile XXL. Și vă dați seama că eu mai betonat am fost. Și dă-i și hânțăna, și dă-i și hânțățo. Mă, și când s-o întors odată, cum era răstignită cu mânurile pe păreți și se prinde cu o mână de ăla de la duș, a zis, nu trage tare el, că rup și țâșnește apa. Mă, dintr-o dată s-o sucit și m-o prins de așa în ea, măi, și m-o lichit pe mine, pe părate, și direct un genunchiat în fața lui Alfonso Macquarela. Și atâta, mă, oameni, mă, dar să pe cuvântul meu, dacă nu zici că era din aia, mă, cum să zic, eu chiar profesoră. Mă, da seama că era un uscător acolo, cam de-abia ieșea aer cald, că trebuia să șuște părul cu o năvălit-o apa. Înțelegeți? Și-o vedea asta.
O vedea asta că-i udă și știe roșcata. Fraților, vă dați seama că nu i-am făcut nimic ala s-a săraca, că era urmărită și nici nu eram eu cu așa ceva, da? Totuși, i-am lăsat 200 de mărci, nu de dolari. 200 de dolari. Am zis, ține banii ăștia până ce se rezolvă, aia să aveți cu ce trăi. Înțelegi? Și dimineața, la prima oră, l-am trimis pe americanul să-i zică că m-a luat și m-a dus, ca ele să nu mai stai la hotel. Cam așa ceva s-a întâmplat. Mami, ce-mi faci de mâncare, poșeta, să numești de pe Ungaria? Ștergi jos, că nu-i nimic interesant. Ce mai scos, mama, să mă faci de mâncare? Pune-a, tata. Uitați-vă, mâncavaș. Corfouă. De lapte. Ce scrie de lapte? Ficăței de vițel de lapte, nu, fudulii. Mamă, tu mă dai toponaș să acaca. Ha, mamă. Mă dai toponaș, mama? Pida, mătii. Nu mă mai iubește fetița.